În orașul Cernavodă, lucrările de întreținere a străzilor și parcărilor din oraș continuă într-un ritm susținut. Începute în data de 13 mai a acestui an, lucrările au în vedere 32 de locații, dintre care 23 sunt deja finalizate. Se lucrează intens aici la dumneavoastră. Este bine? Da. Păi eu cred că e foarte bine. Da. Vă ajută? Păi ajută toți locuitorii, că nu se face numai aici. Tot oraș. Și până acum nu a făcut niciun primar așa ceva. Adică tot orașul este un lucru. Da. Asta e un lucru benefic pentru... E bine, să fim serioși. Da. Da. Spuneți-ne, vă bucură faptul că, iată, se asfaltează aici, în cartier? Normal, se cerea, era nevoie de așa ceva. Felicitări celor care au luat inițiativa. E perfect. Sperăm să faceți în continuare, să se facă în continuare la fel, peste tot. Și orice îmbunătățire e binevenită. Pentru toată lumea. Creșterea confortului. Exact. De care avem nevoie, se pare. Cu parcările mai prost, s-au mulțit mașinile, asta este adevărat, dar se vor găsi soluții și pentru lucrul acesta.